Ne aflăm astăzi alături de Părintele Arhimandrit Nifon, egumen al Schitului Sfântul Ierarh Nectarie din satul Landru, județul Hunedoara. Părinte, vă mulțumim că ați acceptat invitația unui dialog în ceea ce privește Sfânta Spovedanie și Sfânta Euharistie. Părinte, ați studiat la Seminarul Teologic Ortodox Liceal și la Facultatea de Teologie din Arad, urmând apoi și un master. Cum a apărut acest schit? Spuneți-ne, vă rugăm, mai multe despre acest sfânt așezământ. Schitul acesta a apărut prin mila lui Dumnezeu cu data de 1 mai a anului 2013. Cu binecuvântarea preasfințitului Gurie și cu binecuvântarea părinților cu care m-am sfătuit și mă sfătuiesc în continuare. La început eram cumva așa destul de nesigur să mă înham la o astfel de lucrare, dar în cele 3 luni de dinaintea recunoașterii oficiale acestui schit, când a trebuit să pregătim casa de jos pe care ați văzut-o, aceea care adăpostește paraclisul și arhondaricul și chiliile, Domnul a făcut 3 minuni. Prima dintre ele a fost că la data de 1 februarie am intrat cu 36 de muncitori în casă, dar casa încă nu era a noastră, am cumpărat-o doar seara la notar. Dimineața, când am dus muncitorii, nu aveam niciun leu, iar seara, prin mila lui Dumnezeu, de dimineața și până seara s-au făcut rost de 2 miliarde și 900 în banii vechi și am putut să achităm costul integral al casei. Aceasta a fost prima minune. A doua minune este iconostasul, peretele care desparte altarul de restul paraclisului și care a fost donat de către un om de afaceri din județul Arad, care a primit o înștiințare în vis de la Sfântul Nectarie pentru oareși ce probleme pe care le întâmpina, că rezolvarea acelor lucruri se va face prin donarea unui iconostas la schitul Sfântului, așa s-a exprimat. Fă un iconostas la schitul meu. Mergând să întrebe la Arhiepiscopia Aradului unde este schitul Sfântului Nectarie, a fost îndrumat să întrebe în altă parte, pentru că în Arhiepiscopia Aradului nu există un așezământ monahal cu hramul acesta. Și ieșind din arhiepiscopie, persoana respectivă s-a întâlnit cu singurul om din Arad care știa că de o săptămână noi am început lucrările la un așezământ monahal ce va avea ca și hram pe Sfântul Nectarie. Ne-am pus în legătură pe unul cu celălalt. În 2-3 zile am comandat iconostasul tot la Arad și peste 2 zile după ce iconostasul a fost comandat, problemele au fost rezolvate, așa în chip minunat. Și a treia minune este izvorul dintre casa veche și casa aceasta, care acum ea este casa monahală, pe care l-am primit de la Sfântul Nectarie în chip minunat, la 2 săptămâni după ce am început lucrul aici. Noi avem în curte o fântână cu 3 izvoare în ea, dar toată apa din ea este foarte calcaroasă și nesănătoasă pe termen lung de folosit, mai ales pentru băut. Și eram cumva gândiți ce să facem și cum să facem să avem apă bună pentru noi și pentru cei ce trec pragul mănăstirii. Și încercând noi tot felul de variante, la un moment dat, în 14 februarie, unul dintre muncitori, domnul Sandu Molea din Hunedoara, unul dintre muncitorii din echipă, îmi spune: părinte, haideți că în spatele casei, dintr-un loc, iasă apă din pământ, ca un șușur de apă
gros cât degetul arătător, și urcă și coboară 10 cm pe iarbă, era pe zăpadă, pardon. Era zăpadă căzută de 10 cm și un șușur de apă urca și cobora, dansa așa parcă pe deasupra zăpezii. Am rugat pe cineva să vină cu caterpilarul, am săpat și din clipa aceea avem izvor cu apă bună de băut. Noi nu avem o istorie bogată, fiind doar de 12 ani. Acum, duminică, în Duminica Florilor, anul acesta pică Paștele, exact ca și în anul 2013, la 5 mai, am împlinit 12 anișori de când existăm. Dar în toată această vreme am văzut mila lui Dumnezeu și ajutorul lui. Cel mai reprezentativ pentru noi și odorul cel mai de preț pe care îl avem sunt moaștele Sfântului Ierar Nectarie, pe care le avem cu o săptămână înainte de primul hram, de hramul din 2013, în data de 2 noiembrie le-am adus. Am făcut rost de o părticică mică, cât un bob de orez, de la vrednicul de pomenire, înalt preasfințitul Amfilohie, mitropolit de Muntenegru, care a murit în vremea pandemiei, printr-un prieten stareț. La vremea aceea era la mănăstirea Bezdin, apoi a mers la mănăstirea Țetine și anul acesta împlinește 7 ani de când s-a mutat la Domnul printr-o întâmplare nefericită, părintele Emilian. Și el a mijlocit la înalt preasfințitul Amfilohie. Înalt preasfințitul Amfilohie, care la vremea aceea era și profesor de dogmatică în Atena, la Facultatea de Teologie, primise o bucățică din moaștele Sfântului Nectarie, fiind apropiat al mănăstirii Eghina. Și m-a chemat și mi-a zis așa, mi-a arătat Sfintele Moaște și mi-a spus, uite, am primit această bucățică de Sfintele Moaște, din moaștele Sfântului Nectarie, o voi rupe în două. Și eu mă gândeam în sinea mea, ce bine că o să împartă cu noi. Și a zis, jumătate are să rămână în Catedrala Mitropolitană, cealaltă jumătate va merge la o mănăstire de maici, unde o verișoară de-a mea este stareță. Tot ce pică, dacă pică ceva, va fi al schitului. Iar dacă nu pică nimic atunci când voi rupe Sfintele Moaște, înseamnă că nu-i voia lui Dumnezeu ca Sfântul să vină încă la schit. Și mi-a plăcut felul în care a pus problema. Și a picat o bucățică mică cât un bob de orez. Dar primirea lui Dumnezeu de atunci și până acum sunt peste 400 de oameni vindecați de cancer și peste 120 de familii care nu puteau să aibă copii și acum toți se bucură și țin prunci în brațe, pe marea majoritate îi cheamă Nectarie sau Nectaria, nu pe toți, însă și multe alte minuni pe care le-a făcut Sfinții, nu doar cu cei bolnavi de cancer și cu cei ce nu puteau să aibă prunci, dar acestea sunt mai multe cumva și mai emblematice. Sfântul Iodorul cel mai de preț pe care îl avem noi în locul acesta și ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Nectarie față de credincioșii care trec pragul schitului, mai puțini în timpul săptămânii, mai mulți în vremea sâmbetei și a duminicii, în mod deosebit și a praznicelor mari împărătești. Părinte, ce v-a atras spre calea monahală și de unde această inclinație spre Sfântul Nectarie? Da. Nu știu dacă a fost ceva ce să mă atragă în mod deosebit sau eu tot am auzit și în vremea formării mele ca și seminarist și ca și student la Facultatea de Teologie și apoi la master de o mulțime de părinți sau de maici care cumva la un anumit moment dat al vieții au simțit o chemare, o atracție deosebită către viața monahală. Mie îmi place să cred despre mine că m-am născut monah, n-am devenit monah pentru că niciodată în viața mea nu mi-am dorit să mă căsătoresc și niciodată în viața mea nu m-am întrebat dacă oare ce direcție să iau în viață.
să mă duc spre mănăstire sau să mă duc spre viața de familie. Cumva țin minte din ceea ce îmi spun părinții că prima dată am zis, când aveam vârsta de 5 ani, că vreau să mă duc la mănăstire și cumva mă certasem cu sora mea de 3 ani, 2 ani este diferența între mine și sora mea și mă supărasem și îmi făcusem eu un bagaj, îmi pusesem niște haine într-o plăsuță și am zis că gata, vă las și mă duc la mănăstire și târâiam o plasă de haine pe scări pentru că m-am născut în orașul Hunedoara, nu departe de Schid. Dar toată viața mea am simțit că asta trebuie să fac. După terminarea studiilor teologice, am intrat în învățământ, am predat 4 ani și jumătate, 1 an și 8 luni am fost diacon la Catedrala Episcopală, diacon celib, și apoi am primit ascultarea de la preasfințitul, vrednicul de pomenire preasfințit, ierarh Gurie, am primit ascultarea de a ridica acii o mănăstire. Atunci când preasfințitul m-a întrebat care să fie hramul, eu am spus Sfântul Nectarie, dar fără să mă gândesc sau fără să alegem dintre mai mulți sfinți sau praznici împărătești. De ce? Pentru că în vremea facultății am fost și președintele ascorului la Arad. Și mi-aduc aminte că la prima întrunire a ascorului pe țară, în anul 2003, după ce fusesem ales președinte al ascorului, când am mers la București, prefericitul Teoctist, patriarhul de atunci, m-a întrebat care este hramul ascorului și noi eram singurul ascor care nu aveam hramă. Și fără să mă gândesc, am zis Sfântul Ierarh Nectarie. Și prefericitul a zis grecul și am zis da. Și așa cumva a început o relație între mine și Sfântul Nectarie și aș putea să zic o relație, pentru că a făcut Sfântul o minune când eram în anul 4, în anul 3 de teologie. Nu mă trebuiau să ne intre niște bani pe un proiect de la Consiliul Județean. Și banii au întârziat vreo 3 săptămâni și urma perioada postului Crăciunului și trebuia achitat conferențiarii, nu, cei care țineau conferințe nu erau plătiți, dar așa din bun simț le plăteai drumul și le dădeai o masă sau îi cazai undeva în condiții decente. Și pentru cineva a trebuit să mă împrumut de la o doamnă preoteasă cu care, pot să zic, am și crescut împreună și eram ca și frații. Îmi era rușine pentru că doamna era în prag de a naște și mă împrumutase cu 300 de lei. Era o sumă destul de mare în anul 2003. Și îmi era destul de rușine și țin minte că m-am dus dimineața mai devreme de a începe cursurile, treceam tot timpul prin sediu ascorului și aprindeam candela la icoana Sfântului Nectarie și în dimineața aia, cumva așa, m-am țigănit cu Sfântul Nectarie și am zis, eu vin în fiecare dimineață și ți-aprind candela și vin și te mâiez în timpul zilei și acum, uite, mă faci de minune că m-am împrumutat de la femeie și femeia în prag de a naște, nu stătea aia în cei 300, dar mi-era mie cumva greu. Bursa mea, bursa de merit era 160 de lei în anul 2003, ca să vedeți valoarea banilor. Și am zis, uite, mă faci de minune și atunci nu mi-am aprins candela în dimineața aia. Și m-am dus la cursuri și vicepreședintele ascorului, un prieten foarte bun și drag din Arad, Vasile Topac, vine pe la vreo 9 și zice, uite, după prima oră de curs, uite, venind spre sediu ascor, m-am întâlnit în colțul facultății de teologie cu un bătrânel, micuț, scund și bondoc.
Nu știu, zice, dacă era cu un palton îmbrăcat sau era cu reverendă, dar zice, cu barbă, barbă albă, părul alb, și-a luat, a băgat mâna în sân și mi-a dat un plic și a zis să-l dai lui Nicolae, președintele scorului. Și zice, uite, am venit să ți-l aduc. Și am intrat amândoi în sediu Ascor și când am deschis plicul, în plic erau 300 de lei, banii pe care i-am dat doamnei preotese, de la care împrumutasem pentru cealaltă conferință. Și cumva, rușinat, am aprins candela și am tămâiat și am citit împreună Acatistul și Paraclisul Sfântului, mulțumindu-i pentru darul primit. Eu cred, așa cum zice unul dintre părinții mari pe care i-am cunoscut în vremea teologiei, că nu noi îi alegem pe sfinți, ci sfinții ne aleg pe noi. Poate că simțim noi așa afinități față de anumiți sfinți, că le purtăm numele sau că suntem aproape de ei, că suntem obișnuiți poate de tineri, de copii mici, să mergem cu părinții în pelerinaje, ca și la Cuvioasa Parascheva sau la Sfântul Dimitrie de la Basarabov din București, sau Sfântul Ioan de la Suceava sau Sfântul Iosif de la Partoș la Timișoara, așa în orașele mari unde sunt sfinți, sfinte moaște de ale lor. Dar eu totuși cred că nu noi îi alegem pe sfinți, cred că sfinții ne aleg pe noi și cred că sfinții își aleg și locurile. Atunci când preasfințitul Gurie m-a întrebat de ce pui hramul schitului Sfântul Ierarh Nectarie, atât am putut să-i spun, nu știu, dar așa simt. Acum, după 12 ani, după mărturiile a peste 400 de oameni vindecați de cancer, a peste 120 de familii care nu aveau copii și acum se bucură și țin copii în brațe, acum știu de ce hramul este Sfântul Ierarh Nectarie acela noi. Și faptul că Sfântul Nectarie a binevoit să vină din primul an, de la primul hram, să-și aducă și o părticică din moaște, să odihnească în locul acesta și să fie de real folos celor care trec pragul schitului. Și minunea care a făcut-o cu iconostasul și cuvintele pe care le-a spus femeii, fă un iconostas la schitul meu. Mie mi-a dat certitudinea că Dumnezeu este cu noi și Sfântul este cu noi și mijlocește pentru cei de aici. Părinte, ce înseamnă Euharistia pentru viața și spiritualitatea creștină și cum ne conectează ea mai profund cu misterul lui Hristos? Euharistia e totul. Sau ar trebui să fie totul. Din păcate, noi aici în Ardeal trăim cumva niște vremuri mai ciudate, chiar după mult timp de eliberare de sub tot felul de juguri împărătești și domnești și vremuri peste care Dumnezeu ne-a trecut în istorie. Însă, de ce spun lucrul ăsta? Adică nu suntem așa de obișnuiți să ne apropiem de Sfântul Potir atât de des precum ar trebui, dar nu-mi rușine nici cu restul regiunilor țării, că sunt regiuni unde nu te poți împărtăși decât din 40 în 40 de zile sau tot felul de povești de genul acesta. Am găsit la Sfântul Ioan Gură de Aur un cuvânt că se iscase o dispută în vremea lui între Sfântul Ioan Gură de Aur și preoții povățuiți de el, probabil fii de lui duhovnicești, și creștinii care țineau de ascultarea față de acești preoți și ceilalți din Constantinopol și cei care erau împotriva Sfântului Ioan Gură de Aur spuneau că împărtășarea nu trebuie să fie atât de deasă, trebuie să fie cu vrednicie făcută. Și Sfântul Ioan Gură de Aur rostește într-o predică cuvântul acesta că împărtășania, ea nu trebuie să fie nici deasă și nici rară. Nu trebuie să fie nici cu vrednicie și nici cu nevrednicie.
ea trebuie să fie constantă. Adică biserica cheamă pe fiii ei în liturghie spre Euharistie la modul constant. Fiecare liturghie își are cuvintele înainte de a împărtăși credincioșii cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Biserica cheamă spre potir. Acum, cum credincioșii înțeleg să se apropie de potir, poate că ăsta ar fi un subiect. Dar biserica îndeamnă și cheamă din totdeauna spre potir. Și nu zice din 40 în 40 de zile și nu spune cei care sunteți vrednici veniți, cei care sunteți nevrednici ieșiți afară. Nu se întâmplă lucrurile în felul acesta, ci ele curg ca un firesc, pentru că avem un canon, de exemplu, la Sinodul I Ecumenic, care spune că clericul sau credinciosul care nu se împărtășește 3 duminici la rând să fie scos afară din pleroma bisericii, adică să nu mai fie socotit un mădular viu al bisericii, un mădular lucrător. Pentru că nu poți să înțelegi viața în afara Euharistiei, viața duhovnicească, viața bisericii. Tot ceea ce săvârșește biserica, tot ceea ce lucrează biserica, lucrează pe temelia Euharistiei. De exemplu, prima rugăciune de la Taina Sfântului Maslu. Acolo zicem, când citește preotul rugăciunea, zice: pe care sfințește, Doamne, unde lemnul acesta cu sfânt sângele Hristosului Tău. Taina Sfântului Botez. La sfârșitul botezului și a miruncerii îl împărtășim pe prunc. Obligatoriu trebuie să îl împărtășim pe prunc. Avem un canon care ne spune să fim atenți, nu cumva să plece pruncul din biserică botezat și mirunț și neîmpărtășit. Au fost cazuri în care preotul poate din prea multă grabă, prea multe boteze săvârșite unul după celălalt sau a uitat și poate peste noapte pruncul a murit. Cel ce nu mănâncă trupul fiului omului și nu bea sângele lui nu are viață întru el. Deci e o condiție sine qua non, ca să avem viața veșnică. Noi trebuie să mâncăm trupul și sângele Mântuitorului Hristos la modul constant. Țin minte că într-una dintre conferințele Părintului Rafael, cred, pare mi se ultima sau penultima care a avut-o până acum la Cluj, cineva, un tânăr, s-a ridicat în sală și a zis: Părinte, când să mă duc la potir, când mă simt vrednic sau când mă simt nevrednic? Și părintele i-a spus: frate, când te simți vrednic să nu te duci, că ai o mare problemă. Nu putem să ne prezentăm în fața lui Hristos ca și fariseul din pilda vameșului și a fariseului, bătându-ne cu pumnul în piept și stând înaintea lui Dumnezeu cu capul sus și spunându-i: dau zeceală din toate câte am, postez de 2 ori pe săptămână, iată, și noi putem să zicem miercurea și vinerea, nu? Și nu știu ce mai virtuți mai încercăm noi să mai practicăm și poate chiar ne iasă. Ci înaintea lui Dumnezeu trebuie să mergem cu maximul de pocăință, cu maximul de smerenie, cu maximul de umilință, și cumva pocăința, smerenia și umilința sunt scrisoarea noastră, cartea noastră de recomandare ca vrednici de împărtășanie, dacă se poate vorbi vreodată de o vrednicie. Nimeni nu este suficient de vrednic de trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Nici arhiereul, nici preotul, nici diaconul, nici monahul, nici pusnicul, nici nimeni. Vedem din viața Sfântului Antonie cel Mare, când Sfântul Antonie cel Mare s-a mândrit înaintea lui Dumnezeu, că cine mai este pe pământ asemenea lui, așa de drept slăvitor, așa de nevoitor, așa de iubitor și închinător al adevărului, al Dumnezeului celui adevărat. Vedem că Dumnezeu l-a luat prin îngerul său și l-a dus pe Sfântul Antonie în cetatea Alexandriei Egiptului și i-a arătat pe un curelar, un om care l-a căsătorit, care avea familie, care avea copii, și l-a întrebat: tu ce faci, cum te rogi? Că a zis: cine mai este ca mine? Și Dumnezeu zice: uite, el este la fel ca tine. Și cumva noi trebuie să înțelegem că toată temelia și toată lucrarea bisericii stă închegată și stă întemeiată pe Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, adică pe Euharistie. În primele secole, creștinii nu concepeau să meargă la liturghie și să nu se împărtășească. Cu alte cuvinte, putem să zicem noi: ce faci luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, de nu te poți împărtăși duminică când te duci la liturghie? Cum trăiești?
cum îți sunt zilele, cum îți sunt nopțile, cum îți este rugăciunea, cum îți este postirea de duminica, atunci când Hristos te cheamă prin glasul preotului, cu frica lui Dumnezeu, cu credința și cu dragoste, apropiați-vă, tu să nu faci un pas spre potiri, să nu te poți duce să te pui în rândul celor care merg să se cuminece cu trupul și cu sângele Mântuitorului Hristos. De să zic că trăim niște vremuri cumva mai ciudățele, pentru că literatura din, teologică din perioada interbelică ne descoperă nouă parcă o altă lume față de cea pe care o trăim noi astăzi, unde în biserici, în fiecare duminică seara se săvârșea cateheza și era de neconceput ca să nu se împărtășească toată lumea care participa la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Cred că de multe ori era și ideea asta, poate nu mai prin duminica viitoare, ce mă fac dacă cumva nu sunt împărtășit, mai ales în primele secole? Și care este adevărat? Acum câteva luni de zile, noi deși suntem o mănăstire, ne-am închecat ca și o comunitate în jurul Sfântului Nectarie și prin fii duhovnicești care am de 12 ani de când sunt în locul acesta, am văzut o mulțime de lucruri. Avem, de exemplu, două cazuri cu doi fii duhovnicești, unul dintre ei care n-avea absolut nimic, sănătos, perfect sănătos, și care și-a pregătit de seara bidoanele pentru apă. La noi vin foarte mulți oameni și din oraș și din sate, din satele învecinate, mai ales din sate care nu avem rețea de apă potabilă și își iau apă de la izvorul Sfântului Nectarie de aici. Și fiul acesta duhovnice s-a pregătit de cu seara și a citit canonul de împărtășanie și la 3 dimineața, mergând la baie, a făcut infart și l-au găsit dimineața în baie, petrecut din lumea aceasta. Și acum câteva luni, iarăși am mai avut un caz unde duminica un alt fiu duhovnicesc a fost împreună cu noi, ne-am bucurat de Sfânta și Dumnezeiasca liturghie împreună, s-a cuminecat, marțea s-a simțit puțin rău, puțin slăbit, s-a internat în spital și vinerea dimineața a murit. Într-o duminică ne-am bucurat de Euharistie, în cealaltă duminică, după liturghie, am mers cu toții și l-am prohodit și l-am îngropat. Stă în picioare lucrarea aceasta. Împărtășitul acesta de, să-mi aduc aminte că mă întrebau copiii când predam religie, cei de liceu, de ce trebuie așa de des? Că doar Dumnezeu nu-și pierde valabilitatea. Nu-și pierde valabilitatea. Dar eu îmi pierd valabilitatea prin felul în care trăiesc dacă nu rămân conectat. Știți cum e? Liturghia e semnalul. Și eu sunt cel ce receptează semnalul. Eu sunt receptorul care se bucură de semnal. Nu pot să mă duc la liturghie și să nu iau semnal din antena principală. Pentru că plecând de la liturghie, plec fără semnal. Și vremurile pe care noi astăzi le trăim sunt vremuri grele pentru cei ce n-au semnal. Și devin și mai grele pentru noi care pierdem semnalul duhovnicesc. Pierdem legătura aceasta vie dintre noi și Hristos, care vrând nevrând, așa a lăsat Domnul ca în biserică să se săvârșească Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, ca cler și popor împreună să-L căutăm pe Hristos cel înviat. Pentru că și noi în altar, noi mergem la liturghie, eu mă duc la liturghie ca să mă împărtășesc și eu. Nu mă duc la liturghie cumva să fac eu împărtășania pentru ceilalți. Doamne ferește, mă duc la liturghie să mă împărtășesc cu același Hristos pe care, din același potir pe care îl dau apoi și credincioșilor. Acum, pregătirea vis-a-vis de Sfânta Liturghie, asta ține de fiecare duhovnic în parte și de fii duhovnicești. Cumva, pe cât înțelegi tu ca duhovnic, pe atâta poți să povățuiești fii duhovnicești. Eu am un cuvânt și spun așa, că nu poți să dai mai mult decât ai și nu poți să fii mai mult decât ești. Cât înțelegi tu, atâta vor înțelege și fiii tăi duhovnici. Cleric sau ca și monah, ori ca și credincios al bisericii, nu pot să-mi permit să nu postesc când biserica postește și nu pot să-mi permit să postesc când biserica se bucură. Mi-aduc aminte că atunci când am venit aceea, acum 12 ani, auzisem de la bătrânii satului despre anumite practici neortodoxe, deloc neortodoxe, ale unor posturi din zilele marilor praznice, ziceau bătrânii, zicea, mai postit tu 40 de zile pentru Crăciun, dar dacă postești în ziua de Crăciun,
ai un post care pentru tine deschide cerurile, rugăciunea ta va aluneca, va zbura, nu știu cum ziceau ei, ceea ce înseamnă o înșelare, adică ai avut 40 de zile de postire înainte, trebuia să faci uz de ele, nu să te pui să postești în ziua de Crăciun cumva să recuperezi ceea ce n-ai făcut în vreme de 6 săptămâni. Deci cumva e vorba și de o atentă supraveghere a ta, fiecare să se, cum ce Sfântul Apostol Pavel, să fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să guste cu frică din potir, nu cu o frică bolnăvicioasă, ci cu o frică sfântă cu care suntem datori față de Dumnezeu și cu o frică îmbietoare. Chiar dacă eu știu că nu mă ridic la măsura felul în care ar trebui să fiu, mă apropii de Hristos. Și mă apropii de Hristos având deslegarea duhovnicului, trecând prin scăldătoarea aceasta a spovedanii și a pocăinței pe care o fac. Până la urmă, spovedania în sine, ea vine să pecetluiască pocăința pe care eu o simt sau despre care cumva poate... Așa, și încerc să o arăt lumii, deși nu-i nimic de arătat și, sau n-ar trebui să fie nimic de arătat. Și Euharistia vine ca un firesc în urma pocăinței. Euharistia nu e un premiu care e acolo undeva sus de tot, pe un raft, și eu sunt premiat pentru că am trecut prin scăldătoarea spovedanii. O anomalie, de exemplu, care se întâmplă acum, dar asta are rădăcini din vremea ce a apus, cumva lumea e obișnuită să nu postească tot postul, să postească 2 zile, 3 zile, 1 săptămână și repede să se spovedească și repede să se împărtășească. Și cumva preoții dezleagă spre potir credincioșii, așa, pentru dramul acesta unei conștiințe împăcate, că totuși a postit și biet om 2 zile, 3 zile. Ar trebui să postim, dacă suntem sănătoși și suntem în putere, ar trebui să postim tot postul. Eu am avut ocazia să cunosc în viața mea mineri care lucrau la mina din Ghelar, o localitate de aici de la noi din județ, și care tot postul posteau. Și erau mineri care lucrau în abataj, lucrau în măruntaiele pământului, la 800 de metri adâncime pe galerii, și care dădeau la târnăcop. Și posteau 6 săptămâni sau 7 săptămâni, cum e acum postul Paștilor, și nu aveau nicio problemă. Mai era o fază că mulți ori nu se spovedesc pentru că zic că nu sunt vrednic, la fel nici nu se împărtășesc, nu sunt vrednic să mă împărtășesc, sau din contră. Sunt mulți care fug și zic că da, eu n-am greșit, sau să se spovedească, să se împărtășească cine crede că au greșit sau au făcut păcate mai mari. Da. Așa ce spuneți ține și de spectrul acesta pe care m-am întâlnit acum câteva zile. Îmi spune cineva că s-a îmbolnăvit soțul și că este acasă și este grav bolnav. Și am zis, chemați-vă preotul duhovnic ca să-l mărturisească, să-l spovedească și să-l împărtășească. Și zice, Doamne ferește, părinte, da, asta se face numai înainte de moarte. Dacă îl chem acasă pe părintele, el fiind la pat, sigur va crede că va muri și poate chiar va și muri. Și am zis, eu nu știu ca Hristos să omoare, eu știu că Hristos dă viață, eu sunt pâinea ce s-a pogorât din cer, cel ce mănâncă din pâinea aceasta chiar de va muri, viu va fi. Eu sunt viața lumii, zice Hristos, adică Hristos este viață pentru cel ce crede. Poate că lucrurile ar trebui delimitate și împărțite sau despărțite. Ele oricum, așa se întâmplă, ele se despart de către credință. Cum zice Mântuitorul, că sabia am venit să aduc pe pământ și foc, 5 vor fi într-o casă, 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2, tată împotriva fiului și mamă împotriva fiicei. Și tot mă gândeam și apoi am întâlnit cuvântul acesta la Sfântul Vasile cel Mare, care tâlcuie pasajul acesta din Scriptură și spune că acest foc și această sabie este focul sau sabia credinței și a necredinței care îi despar pe oameni, chiar deși ei au legături trupești, sunt părinți și copii la un loc, noi trăim
vremuri în care părinții provin din epoca comunistă și sunt totalmente necredincioși, copiii, după 90, prin prisma școlii, prin prisma orelor de religie, prin prisma prietenilor, s-au putut apropia de biserică, au cunoscut biserica și sunt mai mulți într-o casă din care 2 sau 3 necredincioși, 2 sau 3 credincioși. Da, așa, cumva, apropierea asta a noastră de Dumnezeu nu cred că îngrozește sau tulbură dacă ea se face la modul constant. Inclusiv rugăciunea îl descoperă pe Hristos. De exemplu, rugăciunea a treia din rugăciunile de seară, dacă le citim în fiecare seară, culoarea minte, acolo vedem că e ca o mini-spovedanie pe care o facem. Și cerem lui Dumnezeu iertare pentru toate păcatele pe care le-am putut noi săvârși peste zi și este un fel de rezumat al rugăciunii mari de iertare a păcatelor pe care episcopul și duhovnicul poate să o citească asupra fiilor duhovnicești. Cumva rugăciunea a treia din rugăciunea de seară ne familiarizează cu spovedania, rugăciunile citite în mod constant ne familiarizează cu slujbele bisericii și apropierea de Hristos e firească. E firească. Noi, înaintea lui Dumnezeu, vedeți cum zice Mântuitorul Hristos. Zice, iar voi când vă rugați să credeți că ați primit și veți și primi. Nu trebuie să mă duc la Hristos să zic, oare Doamne, ce o să faci cu mine acum? Că eu nu știu, uite, parcă mă împărtășesc cu vrednicie sau cu nevrednicie sau... Nu putem să gândim așa. Din contră, mie îmi place începutul unei rugăciuni pe care am citit, apăruse în vremea în care eram student, rugăciunea celui de curând căzut în păcat. Nu știu cine este cel care a alcătuit-o, dar această rugăciune începe așa într-un chip cu totul minunat și zice, iată, Doamne, nu a mai rămas decât Tu și eu. Adică înaintea lui Dumnezeu, eu trebuie să mă duc având conștiința faptului că Dumnezeu s-a întrupat pentru mine, Dumnezeu s-a răstignit pentru mine, Dumnezeu a înviat pentru mine și atunci tot ceea ce fac eu în lumea asta fac împreună cu Hristos. Răstignirile din vremea vieții mele vor fi răstigniri la care și Hristos ia parte și învierea mea va fi învierea lui Hristos, va avea ca temelie învierea lui Hristos. Și mai mult decât Euharistia, Dumnezeu nu ne poate dărui. Acum, din prisma duhovniciei, cumva am inima puțin umbrită. Mulți vin și ori nu înțeleg ce se întâmplă în biserică, ori spre aprinși de materie, dar vin pentru lucruri pe care ar putea să le rezolve, pentru că Dumnezeu așa au lăsat ca să fie rezolvate nu fără de El, ci în chipul acesta în care nu e nevoie de o rugăciune a bisericii. Mulți vin, trebuie, citiți-mă o rugăciune pentru cutare lucru. Și spun, uite, să știi că nu este nici în liturghie, nici în mod felnic rugăciune pentru lucrul acesta. Păi, nu știu, citiți-mă atunci pentru altceva. Și cumva oamenii înțeleg că fiind axați atât de mult pe cele materiale, n-au un înțeles duhovnicesc al lucrărilor. Hristos s-a întrupat ca să ne mântuiască. Și maximul darului care poate să vină de la El, mai presus de orice am cere noi sau am vrea noi în viața noastră, e trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Păi cel mai mare dar. Păi în clipa aia ești împărat împreună cu Hristos în împărăția Tatălui. Pentru că trupul și sângele Lui ajunge să curgă prin trupul și sângele tău. Ești Hristofor, ești pneumatofor, ești Hristos cu hâmic, un Hristos cu hâmic, nu un Hristos ființial, ci un Hristos haric, te-ai împărtășit de harul lui Dumnezeu și ești cu adevărat în plenitudinea felului în care Dumnezeu te-a gândit. Ce poți să vrei mai mult decât atât? Să ajungi în America, să... nu știu, să-ți cumperi un BMW, să te însori cu nu știu cine, sau nu știu, nu merge. Părinte, dumneavoastră sunteți duhovnic. Ce înseamnă
duhovnicia și care este rolul duhovnicului înspre a-l îndrepta pe cel care vine să se spovedească pe calea mântuirii? Cele mai mari bucurii le-am avut prin prisma duhovnicii și cele mai mari dureri din viața mea. De 12 ani sunt duhovnic. Nu mi-am dorit să fiu și duhovnic, dar la hirotonia într-un ieromonah, într-un preot, țin minte că i-am spus, l-am rugat pe preasfințitul Gurie să mă lase măcar până la Rusalii și apoi vedem și vorbim despre duhovnicie și mi-a zis da, și eram așa de bucuros că nu o să mă facă și duhovnic. Și apoi zice către actualul episcop al nostru, preasfințitul Nestor, urmașul preasfințitului Gurie, și către părintele Exarh, părintele Visarion, luați-l de aripi o zi și dați afară cu el la sfârșit de liturghie. Și mi-a citit rugăciunea de la facerea duhovnicului și apoi a zis cum să te trimit la schid urmând săptămâna mare, dacă cineva va voi să se spovedească la tine și tu nu poți să spovedești. Duhovnicia ține de paternitate, paternitatea duhovnicească pe care Dumnezeu o lasă în lume după modelul de petrecere al Preasfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl este Cel care dă ascultări și lui Dumnezeu Fiul și lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Duhovnicul este Cel ce dă ascultări fiilor duhovnicești. Ascultări raționale, nu iraționale, sau modelul acesta al paternității duhovnicești, care se regăsește și în sânul Preasfintei Treimi, îl regăsim în viața Mântuitorului Hristos, îl regăsim în toată lucrarea Bisericii. El începe de la cuvintele: Cel ce vrea să vină după mine. Dumnezeu nu obligă pe nimeni la nimic. Cel ce vrea își caută duhovnic. Cel ce vrea face ascultare de duhovnic. Cel ce vrea se spovedește. Cel ce vrea se apropie de Dumnezeu și încearcă să-L cunoască și să-L înțeleagă. Cel ce vrea face din învierea lui Hristos propria lui înviere. Duhovnicul are rolul de povățuitor, ca un profesor pentru clasa pe care o are de învățat. Ca și duhovnic, tu însuți trebuie să fii convins de existența lui Dumnezeu, de realitatea acestei existențe, de lucrarea lui Dumnezeu în viața ta, ca să poți pe cel ce vine la tine cu îndoială, cu frică, cu rușine, cu neîncredere, să poți să-i adeverești și să-i faci inteligibilă, cunoscută lucrarea aceasta lui Dumnezeu și să poți să stârnești în el curiozitatea credinței. Cumva, în vremurile noastre, foarte sălbatic asaltate de minciunile internetului și aceste inteligențe artificiale care o să vină peste noi toți și o să ne artificializeze, o să încerce să ne artificializeze, mai ales în vremurile acestea, cumva biserica, prin prisma duhovnicii, rămâne unalta prin care Dumnezeu va chema la o realitate nestrămutată a vieții duhovnicești. Tu trebuie, ca și duhovnic, să-i tâlcuiești fiului duhovnicesc împărăția lui Dumnezeu așa cum tu ai înțeles-o. Și cum tu o înțelegi și o propovăduiești, așa o va înțelege el și o va propovădui mai departe în familia lui, în casa lui, pentru că nu trebuie să fii preot ca să fii un mic apostol în casa ta. Fiecare pentru familia lui este în prisma preoției universale și preotul și cel ce poartă de grijă. Și atunci Dumnezeu cheamă prin prisma aceasta duhovniciei și pe duhovnic și pe ucenic să se înveșnicească. Ucenicul prin ascultare față de duhovnic, iar duhovnicul prin ascultare față de Hristos. Toată lumea face ascultare.
toți facem ascultare, toți suntem sub ascultare. Nu există cineva în biserica lui Dumnezeu care să nu facă ascultare. Acum, în zilele noastre, mulți sunt care au emoții când trebuie să spovedească. Sau vin și zic, de ce trebuie să mai zic la preot păcatele mele? De ce nu pot să zic eu direct la Dumnezeu? Sau nu știe Dumnezeu ce am eu în inimă, de ce trebuie să-L mai mărturisesc? Au emoții pentru ce au făcut și așa. Și care ar putea să fie un sfat pentru acești oameni care au nesiguranță când merg la Sfânta Taină Spovedanie? Da. Hristos știe cine ești, Hristos știe ce ai făcut, dar prin spovedanie Hristos vrea să vadă dacă tu știi cine ești și ceea ce ai făcut. Pentru că dacă tu nu te cunoști pe tine însuți, nu poți să te duci înaintea duhovnicului și să mărturisești păcatele tale. Sunt foarte mulți care vin la spovedanie și zic, știți, părinte, eu nu sunt așa păcătos, eu n-am dat în cap la nimeni, n-am băgat mâna în buzunarul nimănui, n-am despărțit casa nimănui, sunt așa un om bun, un om ca oricare altul. Sau sunt unii care vin și spun, întreb ca și duhovnică, vezi că nu spune nimic, nu și începe spovedania și după așa după un moment de lungă tăcere încerc să-l ajut și ce ați păcătuit de la ultima spovedanie și până acum. Apoi așa, cum păcătuiește toată lumea. Ca tot omul, da. Nu există păcate ca ale tuturor, există păcatele mele în spovedanie și păcatele mele sunt ale mele. Ele nu au relevanță pentru ceilalți. Nu au nicio treabă cu ceilalți. De aceea, în spovedanie, Hristos vrea să vadă că eu mă cunosc pe mine însumi. Eu pot să trăiesc într-o mare minciună. Toată lumea poate să mă cunoască ca fiind un mincinos notoriu. Și asta e viața mea, întemeiată pe o minciună. O minciună care naște o altă minciună. Dar eu pot să mă prezint în fața tuturor, drept, un om cinstit. Eu dacă mă duc și la spovedanie și spun eu sunt un om cinstit care nu minte, am o mare problemă. De aceea în spovedanie am ocazia, Dumnezeu ne dă ocazia asta ca în spovedanie să ne putem dezbrăca de toate măștile pe care poate prin prisma serviciului sau prin ce știu ce alte motive lumești le punem pe fețele noastre sau ne îmbrăcăm cu ele. Și în spovedanie pot să mă duc și să spun, trebuie să mint pentru că așa pot să încâștig pâinea pentru copiii mei. Și dacă ai ocazia să dai peste un duhovnic iscusit, duhovnicul acela te va ajuta să vei găsi un loc de muncă, un alt loc de muncă prin care nu mai trebuie să minți și să-i câștiga mai multă pâine pentru copiii tăi. Dar tu, când te duci, întâia oară, socoți că ce să faci? De exemplu, un astfel de loc de muncă, un agent de vânzări, de exemplu. Tu trebuie să minți omul, să-i promiți că detergentul ăla și spală și calcă. Nu doar spală. Ca să poți să ai vânzare mare pe el, ca să poți să-ți atingi targetul, ca să poți să, să spui că parfumul lui ține 3 săptămâni. Ori, în spovedanie am ocazia să mă duc să spun, mint atunci când vând detergent, pentru că din asta trăiesc. Dar asta înseamnă un mare act de smerenie și înseamnă și o cunoaștere. Ăsta sunt. Spunea odată părintele Rafael Noica că cea mai minunată spovedanie pe care a auzit-o în viața lui a fost de la un tânăr cu niște păcate, am zice noi, omenește sau scolastic mari, care după ce le-a enumerat, s-a spovedit la părintele și după ce le-a enumerat, i-a spus părintelui, părinte, mi-e rușine de tot ce am făcut, dar până la urmă ăsta sunt. Ăsta e rostul spovedaniei, să mă cunosc eu pe mine însumi, să stau înaintea lui Dumnezeu cu această cunoaștere, să nu mă cred extraordinar că n-am nu știu ce păcate ca alții, de alea mari,
și că ale mele sunt de-astea comune, obișnuite, domestice, nu sunt sălbatice și nu pot să mă cred extraordinar pentru ele, dar să mă duc cu toată, cu toată dragostea față de potier, că mie mi se pare că cea mai mare problemă a noastră, a celor de astăzi, este faptul că noi nu ne mai dorim să ne împărtășim. Și atunci, dacă nu-ți dorești să te împărtășești, nici nu știi ce să faci sau cum să faci să ajungi la potir. Trebuie să ajungi să-ți dorești să te împărtășești. Un duhovnic bun îți poate arăta toate motivele din lume și le poți descoperi lângă el pentru care să te spovedești și să te împărtășești. La început, timid și rar, și după, des. Noi, astăzi, ca și duhovnici, avem cumva o mare problemă vis-a-vis de felul în care ne purtăm față de tineri, în mod deosebit față de tineri, dar de toți credincioșii bisericii. Și una dintre probleme, care mi se pare mie foarte importantă și foarte grea, este aceasta, că trebuie să-i trecem pe oameni prin spovedanie de fiecare dată când se împărtășesc. Și niciun canon nu zice asta. Dacă eu ca preot pot să mă spovedesc de 2, 3, 4, 5, 6, 10 ori într-un an, în care am 54 de duminici, vreo 20 și ceva de sărbători cu roșu, praznice și sfinți mari, sau eu pot să fac liturghia în fiecare zi, să mă împărtășesc în fiecare zi, dar să mă spovedesc o dată la ceva timp, la fel poate și credinciosul. Un credincios asumat, care are duhovnic, care trece cu regularitate pe la scaunul de spovedanie, înseamnă, nu știu, o dată pe lună, care întotdeauna nu are nicio zi neacoperită de rugăciune, de seară, de dimineață, alte rugăciuni, dacă are vreme și peste zi, care postește cot la cot cu preoții și cu monahii toate zilele de post rânduite de biserică, cum să-l dau duminica deoparte de la potir și să-i spun, tu nu te poți împărtăși pentru că nu te-ai spovedit? Dar tu, părinte, când te-ai spovedit ultima oară? Părinte, ultima întrebare pe care dorim să vă adresăm este preluată din chestionarul jurnalistului francez Bernard Pivot. Și întrebarea sună în felul următor. Dacă raiul există, ce ați dori să vă spună Dumnezeu când ajungeți la porțile raiului? Raiul există, nu mă îndoiesc de el, că de-aia sunt preot și monah, e un monah ortodox. Ce mi-aș dori să-mi zică Dumnezeu? Păi ne-a zis în Scriptură, nu are ce să mai zică. O zis, bine, slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost pusă, peste multe te voi pune. Nu trebuie să-mi dea de lucru și pe dincolo, că a fost și o să mai fie, cât o mai fie în lumea asta, de lucru. Și lucrarea de dincolo nu-i mai ca și nu seamănă cu cea din lumea aceasta. Și mai zice, într-alt loc, da, și mai zice într-un loc, Domnul, veniți binecuvântații părintelui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemerea lumii. Adică atunci când Dumnezeu l-a zidit pe om, i-a zidit și locul din împărăția sa. Locul nostru nu poate fi acoperit decât de către noi. Nimeni nu poate să ne ia locul, nici în lumea aceasta, nici în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, cuvinte ale oamenilor de genul că nimeni nu-i de neînlocuit, păi nu prea stau în picioare, că nu poți să înlocuiești pe nimeni, pe cineva cu altcineva, pentru că fiecare om este unic și irepetabil, cum zice dogmatica. Fiecare persoană este unică și irepetabilă. Fiecare om reprezintă o altă manifestare a mântuirii lui Dumnezeu. Fiecare om este deținător al unor daruri care îl fac pe el suficient pentru a se mântui.
în lucrarea lui cu Dumnezeu. Cam asta să ne zică Domnul, nu, tuturor, să fim slugi bune și credincioase și să stăm în această, să petrecem în această ascultare față de Hristos și față de biserică. E o mare smerenie să asculți pe Hristos și să asculți preoții bisericii, mai ales în vremurile noastre în care toate păcatele sunt scoase așa pe toate gardurile. Dar nu există om fără de păcat, pentru că și noi, nu există duhovnic fără de duhovnic. Și atunci, nu există om fără de păcat. Părinte, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru frumoasele cuvinte pe care le-ați adresat și sperăm că acest material să fie de folos pentru tuturor celor care îl vor viziona. Vă mulțumim, să ne ajute, Părinte, Domnul. Doamne ajută și Hristos a înviat. Adevărat a înviat.